totul, în final, este o lumină. Cred că de-aia l-au și ales pentru premiul Nobel. Nu? Pentru că el știe să scoată totul în lumină. Din rău a făcut bun, din urât a făcut frumos, din drumul ăla prăfuit, deja îmi imaginam buruenile frumoase, înflorite, de o nu știu ce culoare. Haideți, doamna Suciu. Mie mi-a adus aminte de Mark Twain, de Huckleberry Finn, de aventurile lui, serioase la început, dar dezastroase în final, pline de filozofie după porțile de pedepse. Este zglobiu, e vesel, e fără prejudecăți. Le tratează cu indulgență și cu înțelegere toate prostiile, inclusiv trai un conacul de ruină în care s-au mutat cei patru. Sunt niște troglodiți, dar au filozofie și au sensibilitate. Amintiți-vă de scena cu cățelul, pentru care au uitat și de pumni în cap pe care urmau să ieie pentru primul dezastru al petrecerii, și s-au dus la Doc și i-au cerut colaborare. Și Doc, ca un adevărat domn și un adevărat intelectual, poate singurul din clan, le-a acordat asistența fără să le reproșeze nimic. Până în final, Doc este un filozof, dar care nu face paradă de chestia asta, îi ia pe toți așa cum sunt, nu le cere mai mult decât știe că nu sunt în stare să deie, pentru că ar fi stupid. E un terestru, e un copt la cap.